Ministrul de Interne al Republicii Moldova, Ana Revenco, s-a întâlnit astăzi cu primarii din raionul Fălești. Aleșii locali au semnalat mai multe probleme locale ce țin de securitate, printre care violența în familie, numărul sporit de accidente rutiere și comportamentul irresponsabil al unor polițiști. Noi cu radarele astea care stau pe marginea drumului, de exemplu, traseul ăsta la Mărândeni, stau pentru fișuri. Noi am scos echipajele de patrulare din Tufiș. Sunt mai multe prevederi conform care ei trebuie să acționeze. Dacă se întâmplă, eu constat că mai degrabă sunt cazuri singulare, dar este bine să-mi specificați. Președintele raionului a anunțat că mai multe localități urmează să fie dotate cu camere de supraveghere video, inițiativă susținută de minister. Recent, la ultima ședință a Consiliului Raional, a fost aprobată o decizie cu privire la monitorizarea inteligentă a raionului Fălești, care suntem la etapa conceptuală plus de proiectare. Mai multe raioane, mai multe orașe au optat pentru astfel de sisteme. În primul rând, ele responsabilizează și automat, prin prevenire, diminuează automat fonul infracțional. Omul se simte mai în siguranță, cel care are intenții de alt gen se mai gândește după. Primarii vor să colaboreze și mai mult cu oamenii legii pentru a spori securitatea în localități. Sperăm o lucrare mai bună cu poliția și atunci vom avea și efecte mai bune. Deci oamenii așteaptă. Noi suntem pentru securizare, fiindcă în satul nostru este amplasat pe traseul Ungheni-Bălți și este foarte aglomerat, foarte mult transport, deci noi, într-adevăr, avem nevoie de colaborare cu poliția rutieră. Merg cu regularitate să cunosc primarii, pentru că ei sunt cei care îmi furnizează informații privind securitatea în teritoriu, cum se simt oamenii, mai ales astăzi când suntem în plină criză, în conexiune cu războiul din Ucraina. Cunoaștem prin acest dialog cu reprezentanții administrației publice locale. La întâlnirea cu ministra de interne au venit peste 30 de primari din raionul Fălești.